Solicitare urgentă în școli de la Ministerul Educației, care vrea să știe câți profesori și alți angajați participă la greva generală din învățământ de luni 22 mai. Directorii au completat formularul cu numărul de participanți de la fiecare unitate de învățământ, iar inspectoratele școlare din țară au dat raportul în această dimineață în cadrul unei videoconferințe. Potrivit datelor centralizate de ISJ Hunedoara, în județ peste 5200 de cadre didactice și personal auxiliar vor participa la grevă generală. Excepție fac unitățile private, Palatul Copiilor Deva și Centrul de Pedagogie Curativă Simeria. În acest moment, din ce avem de la școli, din situația primită de la școli, vor participa un număr de 5203 angajați, din care 3726 cadre didactice. Dar evident că asta poate fluctua. Se pot răzgândi de la o zi la alta, de la o oră la alta. Asta nu include învățământul particular, asta nu include instituțiile conexe, Palatul Copiilor și așa mai departe, că acolo nu, despre aceste instituții nu vorbim, Centrul Județean de Asistență și Resurse Educaționale iară nu includem, deci sunt instituțiile conexe pe care nu le includem în această statistică. Vorbim explicit despre școli de la grădiniță și până la liceu, nu post-liceale. Deci undeva pe la 70%, 70-75%. Sindicatele estimează că la nivel național, luni 22 mai, de la ora 8, peste 150.000 de profesori și alți angajați în învățământ intră în grevă generală.